CSMD v-a câștigat Cupa României la futsal după o finală în care a trecut lejer de CFR Timișoara cu scorul de 5-0. Dorința și ambiția timișorenilor nu au fost suficiente, Deva arătând ca o formație mai bine închegată, care nu are nicio problemă în a se impune. În minutul 17 a fost deja 2-0 pentru echipa adversă prin golurile lui Savio și Cristi Matei. Același Cristi Matei, capitanul hunedorenilor, a reușit dubla în minutul 27 și a făcut 3-0. Darius Nastai a marcat pentru 4-0, iar Cristi Matei, fără doar și poate jucătorul meciului, a închis tabela la 5-0. L-ați dezamăgit, nu știu ce să mai spun, o finală al ăsta. Suntem dezamăgiți pentru că am pregătit, cred că ne-a copleșit un pic atmosfera jocului. Am pregătit multe, multe lucruri tactice, dar din păcate și jocul de ieri s-a văzut că n-am avut un ritm. Nu știu ce să spun. Sunt tineri care joacă foarte mult și cred că presiunea jocului au gestionat foarte bine jucătorii cu experiență. S-a văzut clar că au nevoie de jocuri. Jocuri din acestea de... Ei au jucat în campionat meciuri grele cu ei, dar la un obiectiv se joacă altfel. Da, un meci foarte frumos. Dem de această finală, zic eu, și părerea mea că am dominat de la cap la coadă în meciul, primul rând fizic. Te așteptai să fie așa ușor că a fost ușor? Nu, în niciun caz, pentru că mereu am avut meciuri grele aici. Echipă bună, dar părerea mea că fizic i-am dominat de la cap la coadă. Ați deschis scorul repede, a contat mult? Da, foarte mult, bineînțeles, și am mai venit și golul 2, perfect pentru noi. Erai golgeter într-o vreme, când ai mai dat 3 goluri în final? Cred că niciodată. Acum câți ani ai? 37.